Vestea că vei fi tradus e una dintre cele mai mari bucurii pe care le poate avea un scriitor, care nu prea are bucurii, nici nu trebuie să aibă. Se pare că dăunează producției operelor profunde. Dar în clipa în care afli că vei fi tradus, este într-adevăr ziua ta de naștere, practic. Impresia că, pe de-o parte, ai validarea supremă, pe de altă parte, senzația că faci ceva pentru România, deși s-ar putea să fie ceva rău ce faci pentru România, faptul că ești tradus, și peste toate acestea, te gândești că le vei spune prietenilor tăi că ești tradus în cutare limbă și lor li se va părea întotdeauna mai impresionant decât este. Pentru că prietenii noștri au impresia că ceea ce facem noi e bun, e legitim, e... Numai noi știm în realitate cam ce valorează ce scriem, ce cercetăm și așa mai departe. Sau numai noi ne pedepsim crezând că nu înseamnă prea mult. Deci, dintr-o dată, ideea asta că vei fi tradus în franceză sau în germană pune un strat delicios de ciocolată peste o realitate care nu se știe exact cât de grozavă este, pentru că poate că nici în România aceste cărți nu sunt foarte vândute, foarte apreciate, poate că nici în Germania nu vor fi, dar sună extraordinar pentru un român să spui: au tradus cartea mea în germană sau în franceză. Noi avem această extraordinară nostalgie a periferiei pentru centru. Nu spun că e justificată, dar cred că încă enervează așa mentalitățile de la noi. Deci încă se simte în aceste mentalități un mic bovarism provincial care spune că adevărata legitimare vine din vest. Eu nu mai cred că e așa. Am impresia că, în primul rând, validarea vine din România, de la cititorii din România, dar sigur că este, cum spuneam, e extraordinar să ai șansa să, cum spunea un filozof francez, a fi tradus într-o altă limbă înseamnă a avea acces la un vis colectiv. Vis colectiv al unei alte națiuni. Intrăm și noi în acest vis și sperăm că nu intrăm ca un semnal de alarmă al deșteptătorului, ci ca un supliment oniric. Relația cu traducătorul este, în primul rând, o relație în care câștigi. În care câștigi profesional, câștigi uman, care e soarta traducătorilor, ce câștigă ei, nu știu. Știu că pierd foarte mult timp traducând ce scriem noi, ce scriu eu, dar eu sunt adevăratul câștigător. Pe de-o parte, pentru că nimic mai frumos decât să vezi coperta franțuzească sau nemțească a cărții tale. Pe de altă parte, pentru că traducătorii sunt probabil cea mai vie la minte breaslă pe care o cunosc. Sunt oameni care ar fi trebuit să fie scriitori. De obicei,
nu ai nevoie să lucrezi pe text cu traducătorul. E chiar mi se pare contraindicat. Convingerea ta că tu înțelegi cel mai bine cum ar trebui tradus textul tău, pentru că știi ce ai vrut să spui, este foarte iluzorie. Cartea nu-ți mai aparține, trebuie tradusă rece de un profesionist și nu cred că e cazul să intervenim noi în alegerile pe care le fac traducătorii. Sigur că e acel celebru episod al romanului Gluma, lui Kundera, pe care îl mai dau exemplu când și când. Când Kundera a văzut traducerea franceză a romanului, a înghețat, pentru că era plină de metafore, era așa super ornamentat, adică el zicea în cehă cerul era albastru și în franceză când a citit pentru prima oară, ani după apariția traducerii, era Sous un ciel de pervenche, octobre hissait son pavois fastueux. Literalmente, deci, era o rescriere așa foarte barocă. Nu am avut nici pe departe asemenea probleme. Textele scrise de, traduse de Jean-Louis Curiol, de Florica Curiol, de Bruno Mazzoni sunt, după părerea mea, o culme a eleganței. Atât cât pot eu să apreciez franceza și italiana, pentru că asta, din nou, poate fi o iluzie că înțelegem. Ne place să credem că vorbim foarte bine, știu eu, engleză, dar realitatea este că ți-ar putea să ne scape foarte mult din bogăția acestor limbi. Traducătorilor, însă, nu le scapă. Întrebarea este nu dacă au ei destulă bogăție ca să exprime ceva, ci dacă textul nostru original are acea bogăție. Calitățile pe care le apreciez la un traducător sunt de mai multe feluri. Pe de-o parte, cele evidente, care țin de a muta o limbă în altă limbă. Pe de altă parte, de cele absolut neașteptate, care țin de managementul cultural, de a putea să găsească o editură deschisă pentru un anumit tip de produs cultural, de a stimula promovarea cărții, de a organiza întâlniri, recenzarea cărții, sunt lucruri la care nu m-aș fi gândit niciodată. Credeam că traducătorul este pur și simplu un artist, un artist și atât, adică, fără să-mi dau seama că el este și un zidar, așa, un salahor al culturii, care socializează, face networking, face aplicații pentru granturi, cunoaște legislație. Calitățile unui traducător țin, în primul rând, de a putea să echivalezi inechivalabilul. Walter Benjamin are undeva un eseu în care spune că nu numai cuvintele complexe sunt dificil de echivalat. Nouă românilor ne place să credem că pentru dor nu există un echivalent. Bun, există, dar să spunem că se pierde ceva. Dar și cuvintele cele mai banale, zice Beniamin, sunt aproape imposibil de relocalizat. Brot în germană, deși înseamnă tot pâine ca și pain în franceză, nu este același lucru cu pain. Și nu este același lucru cu Hobbes în araba din Maroc. Și nu este același lucru cu pâine din română. Fiecare cuvânt vine cu o mandorlă, un halou de conotații pe care nu știi cum să le gestionezi. Traducătorul e singurul care poate bricola un pic în mandorla asta,
pentru a reproduce, echivala o melodie, o tactilitate a limbii. O metaforă care poate exprima cumva munca traducătorului ține de noțiunea de mozaic alcătuit din aceste cuvinte care sunt culori, care sunt forme și din care traducătorul uneori nu face un alt mozaic, ci face un cub Rubik, tot cu cubulețe, tot cu pietricelele astea, cu tesere de aceeași formă, dar care intră într-o altă dinamică. Este un mozaic care se învârte și numai traducătorul poate să-l facă să se învârtă. Am mulți traducători preferați, dar aș începe cu o categorie foarte specială, cei care au tradus cărți pentru adolescenți, o nișă care pare nu prea importantă, de mâna a doua, minoră, dar oamenii ăștia intervin în momentul în care noi ne formăm și atunci sunt extrem de importanți. Pentru mine, de exemplu, Gelu Naum, care traduce Teofil Gautier, Capitanul Fracas, traduce Alexandre Dumas, Contele de Monte Cristo, intervine într-un moment de formare. Sigur, există și traducători grei, există Mircea Ivănescu, care se mișcă foarte liber între marile limbi ale Europei. Nu foarte riguros, poate, dar tocmai cu acest simț al limbii extraordinar. O categorie tot așa neobișnuită sunt traducătorii care lucrează cu limbi pe nedrept numite moarte. Alexandra Lisu traduce din greaca veche, istorici, Dorian Matei Popescu traduce din latină inscripții. Nu sunt traducători literari, dar și ei sunt traducători în adevăratul înțeles al cuvântului. O categorie de care neapărat trebuie să vorbim este cea a celor de lângă noi, este categoria traducătorilor de azi, de aici, pentru că noi avem mereu tendința să ne gândim la titanii de alaltăieri, dar uităm pe cei care lucrează chiar în clipa asta, în timp ce noi stăm de vorbă. Îmi place cum traduce Simina Popa din portugheză, îmi place cum traduce Radu Paraschivescu din engleză, Ioana Pârvulescu din germană, și, sigur, apoi sunt ambasadorii culturali ai României, traducătorii care iau texte românești și le pun în catalană, în spaniolă, cum face Corina Oproaie, sau le traduc în engleză ca Sean Carter, sau în norvegiană ca Steinar Lohne, sau în neerlandeză ca Jan Willem Bos. Înțeleg un pic din efortul imens pe care îl fac, pentru că am tradus și eu ca amator publicistica, un pic din publicistica lui Eminescu în engleză, îmi dau seama că se poate rupe spatele. Tradus un roman din germana lui Volker Weidemann, care a apărut ca Vara prieteniei la Cartea Românească la noi, deci ca amator mă înclin în fața efortului pe care îl fac și mai ales mă înclin în fața celor care au tradus cărțile mele în franceză și în italiană, adică îi mulțumesc Floricăi Curiol, lui Jean-Louis Curiol, lui Bruno Mazzoni, care mi-au marcat realmente traiectoria literară. Despre Perseu și Andromeda din Arheologia Iubirii Humanitas 2019. Perseu se îndrăgostește de Andromeda, fiica regelui din cetatea Iope, azi în Tel Aviv, atunci când, apropiindu-se în zbor, o vede legată de o stâncă la malul mării, așteptând să fie înșfăcată de monstrul marin căruia îi fusese promisă prin grija părintească. La Euripide, eroul o ia drept o statuie de marmură, ceea ce, venind de la un tip care transformă pe oricine în piatră, ațintind capul tăiat al meduzei asupra lui, pare de rău augur pentru relația care stă să înceapă. Prima apariție a Andromedei în artă este pe o amforă arhaică, produsă în Corint, pe care prințesa nu e deloc legată, ba mai mult, dă cu pietre în monstrul uriaș. Alături de ea, Perseu are și el câte un bolovan în fiecare mână, asta deși pe braț poartă traista cu capul meduzei, armă cu care ar fi putut rezolva imediat situația.
În mit, Perseu a decapitat-o într-adevăr de curând pe Meduza, s-a văzut în capul ei componenta primejdioasă a sexualității feminine și iată că acum are pentru prima oară un partener. Prima, dar și ultima oară, pentru că această spectaculoasă imagine de cooperare în cuplu este și singura de acest tip. De acum înainte, Andromeda ni se înfățișează mereu ca neajutorată și pasivă. Iar cum Perseu este singurul erou grec care se folosește sistematic de obiecte magice, mai degrabă decât de forțele proprii, ca să-și ducă treaba la bun sfârșit, ar fi avut mai multe nevoie ca oricine de ajutor. Fără îndoială că lumea s-a uitat însă urât la artistul progresist care a făcut amfora corintică menționată mai sus, pe care Andromeda participă activ la eliberarea ei. Omul a dat faliment și n-a avut urmași, piața fiind apoi ocupată de specialiștii într-o Andromedă moale și pasivă. Dacă mai apar variații, ele nu țin de comportamentul ei, ci mai ales de marotele sexuale ale artiștilor care o reprezintă pe goală, o seducătoare, dar asta abia în arta etruscă și romană, ba în ținută ireproșabilă ca prințesă sau pentru că e răcorel pe stâncă. Celălalt parametru care se schimbă este gestul cu care Perseu o ajută să coboare de pe stâncă. Într-o frescă din Casa Dioscurilor de la Pompei, unde amândoi sunt perfect statuari, maestuoși și fără nicio grijă, de parcă s-ar fi anunțat că monstrul își contramandează intervenția, Perseu îi sprijină cotul. Într-un grup de marmură azi la Marienburg, o ia de sub soară ca și cum ea ar fi uitat să se deplaseze sau poate exprimându-și răspicat autoritatea. Pe un crater clasic din Agrigent, Andromeda apare legată de trei pari, în vreme ce Perseu, cu coif și sandale înaripate, se uită la ea visător, cu bărbia sprijinită în mână și piciorul ridicat cu șarm pe o piatră. Timp este. Am putea presupune că e răpit de înfățișarea prințesei, dar scena se leagă probabil de o manevră mult mai pragmatică a eroului pe care o cunoaștem din sursele scrise. Mai concret, înainte de a o elibera, el are o discuție cu fata, probabil mult mai puțin răpită decât el, obținând promisiunea ei, în alte surse și a tatălui ei, că dacă el o salvează cu mare generozitate, atunci el va lua de sos. Contemplația amoroasă îngăduie deci și un moment de reflexie contractuală. Discuțiile tehnice legate de aranjamentul marital, care condiționează eliberarea propriu-zisă, apar de altfel pe multe vase atice, deși par că nu se potrivesc cu tensiunea momentului. Alteori, Andromeda e complet abstrasă și Perseu pare că nu o interesează câtuși de puțin. Legată de cele două coloane ale unui mic templu, ea se vrea o mireasă a lui Hades, înconjurată de daruri funerare. Totul s-a terminat. Eroul nu e binevenit. Cea mai potrivită imagine pentru încheiere este cea prezentă doar în arta romană din vremea Imperiului, a cuplului instalat într-o viață calmă, anume Perseu și Andromeda privind o reflecție a capului Meduzei, care, cum se știe din manualul de utilizare, nu putea fi privit direct. E o scenă în care, de obicei, alături de Perseu se află zeița Atena, dar aici, printr-o concesie domestică, artistul îi reunește pe cei doi în circumstanțe mai normale, aproape ca un cuplu uitându-se la televizor.